O delegație a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a dus astăzi un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv în localitatea natală acestuia din Republica Moldova. La finalul Sfintei Liturghii, oficiată în parohia din satul Răzălăi, a avut loc proclamarea locală a canonizării acestui sfânt. Sfânta Liturghie a fost oficiată în fața Bisericii Sfânta Treime din Răzălăi de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. La finalul slujbei, preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a citit tomosul de canonizare a Sfântului Iosif cel Milostiv, iar înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Astăzi, prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, este adus ca dar duhovnicesc, ca semn de prețuire și binecuvântare parohiei ortodoxe din localitatea natală a Sfântului Iosif cel Milostiv, satul Răzălăi, raionul Sângerei din Republica Moldova, deoarece Sfintele icoane și moaștele Sfinților lui Hristos întăresc evlavia credincioșilor și comuniunea Bisericii. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre viața Sfântului Ierarh Iosif. Oamenii din Iași l-au iubit foarte mult. L-au iubit foarte mult pentru că era un om cu foarte mare credință în Dumnezeu. Iubea Biserica Ortodoxă, iubea cântarea sfântă de la strană și mai presus de toate, îi iubea pe cei săraci. Până la ultimul ban, Mitropolitul Iosif își arăta milostivirea sa față de cei săraci. Din capitala de altă dată a Moldovei, Iașul, încât poporul până astăzi îl numește Sfântul Iosif cel Milostiv și Bun. Și deși sunt multe morminte ale mitropoliților Moldovei în jurul catedralei din Iași, credincioși în mod deosebit își apleacă genunchii la mormântul Sfântului Iosif. Dumnezeu așadar, prin rugăciunile Sfântului Iosif, să ne aibă împreună pe toți cei din dreapta prutului, din stânga prutului, mărturisind cu toții aceeași credință în Dumnezeu, credința cea dreaptă, credința ortodoxă, să fim împreună fiii aceluiași neam, împreună cu sfinții din neamul nostru, ca Dumnezeu să ne ajute să mergem și noi pe aceeași cale pe care a mers Sfântul Iosif, ca Dumnezeu, mântuindu-l pe el, să ne mântuiască și pe noi, pe toți. Înalt preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a spus că Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv este cinstit în satul natal în mod deosebit. Sfântul Iosif, cel care a plecat mic de aici, din satul acesta, aici, locul acesta care majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți, acea viață sfântă și frumoasă care a petrecut-o în toate acele părți care au fost aici redate, iată astăzi vine la dumneavoastră, la noi, în sat, aici vine sfânt. Vedem icoana care a fost pictată cu multă dragoste și cu multă frumusețe, dându-i realitatea lui din viață și iată o vedem prin icoană, vorbindu-ne, privindu-ne pe noi aici pe toți. Racla cu o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv va rămâne în biserica de la Răzălăi pentru a fi cinstită de credincioși.